că viața bate vlogul. Ați vrea să dau pe față totul. Să știi că viața bate vlogul. Salutare tuturor și bine ați venit la ultimul episod din sezonul 2, Viața bate vlogul. Noi suntem aici mult mai bine dispuși, mult mai descărcați. Ne-am spus fiecare dintre noi poveștile, dramele prin care am trecut. Am râs, am plâns, ne-am dat sfaturi și acum la final cred că este momentul să tragem niște concluzii și să vedem ce mai putem să le dăm oamenilor să plece după acest sezon cu încurajați și cu niște lecții învățate. Așa că hai să luăm, nu în ordine, ci începem direct cu Diana. Povestea Dianei a fost despre cyberbullying și despre cum a trecut prin perioada asta de batjocură, de hate online la o vârstă foarte fragedă și totuși cum a reușit ca astăzi să facă parte din cea mai celebră trupă din România, să-și trăiască visul, să cânte și să înainteze și cu siguranță să-și mai îndeplinească niște chestii de pe lista aceea de dorințe, că sunt multe. Diana a avut o poveste despre cyberbullying, despre cum a trecut de perioada asta în care a fost batjocurită și a fost chiar batjocura orașului la o vârstă foarte fragedă și totuși a reușit să-și îndeplinească visele, să facă parte în momentul de față din cea mai cunoscută trupă, să cânte și efectiv să zburde prin visele sale, chiar dacă n-a fost mereu atât de ușor precum este acum. Sincer, am învățat foarte multe din experiența ta, dar sunt curios ce alte concluzii ați mai tras voi. Cred că din povestea Dianei putem să... De fapt, trebuie să înțelegem faptul că e important să ne deschidem atunci când suferim, să nu ținem în noi emoții negative, pentru că mai târziu, cu siguranță, o să ne afecteze și o să ne dărâme la un moment dat. Și cred că o concluzie generală a show-ului ăsta ar fi să continuăm să fim optimiști și încrezători și că mereu o să vină lucrurile bune, indiferent de ce se întâmplă în momentul ăsta sau de ce s-a întâmplat în trecut. Sau să dăm bloc. Și asta e o variantă. Exact, asta este cel mai bun lucru ce am învățat noastră. De la Diana. Să dau bloc, frate. Să alegi ce primești în viața, da. Deci Emil a fost revelat cu ideea. Jur, adică eu plec, exact, îmi schimb părerea. De fapt, să dai bloc. Nu mai pleacă, aici rămâne. Deci fii atent, de fapt, ce spui tu este în felul următor. Că noi toți am căzut de acum un acord că noi ne creăm realitatea și viața. Și Diana zice așa, I don't want haters. Gen, le blochez. Doar tu ai control asupra acestui lucru. Mi se pare genial, îți mulțumesc mult. Mi-ai salvat viața, efectiv. Mă bucur. Eu nu mai plec. Da, eu acum două zile o să stau și o să blocuiesc așa, non-stop, efectiv. Din Bali, adică. Și te uiți în urmă, acum 2 ani. Tu erai. Din cauza ta. Din cauza ta sunt aici pe plajă în Bali, știi? Adică... Eu pot să zic că cel mai bine ce am învățat de la ea, pentru că o și cunosc de mult timp și suntem împreună de atâta timp. Pentru că... 2 ani jumate. Nu doar că ai de învățat, eu personal n-am de învățat niște chestii de la ea, eu am învățat niște chestii de la ea. Și cel mai important lucru care m-a uimit și m-a făcut pe mine să mă schimb în situația asta, este faptul că ea, într-un fel sau altul, niciodată n-a răspuns urii cu ură. Știi? Și mi s-a părut ceva foarte genial, pentru că eu tot timpul am fost genul de persoană răzbunătoare care, dacă, bă, mi-o tragi, s-o trag, știi? Dar, doamne, ce analogii proaste fac. Așa. Și ea mi-a arătat pentru prima dată că nu e nevoie să faci așa. Și că poți să câștigi tocmai fiind ăla mai inteligent, știi? Care dă o lecție. Și ar trebui să înțelegem că vorbele afectează mulți oameni. Wow. Și mai trebuie să avem grijă. Noi. Inclusiv vorbele la glumele pe care le chiar facem. Chiar au putere asupra... Mă, în special vorbele rele au putere asupra oamenilor, eu sunt de părerea asta și dacă le-aș te afecteze și mai ales dacă și ții în tine, e ca o bombă cu ceas, la un moment dat o să explodeze. Exact, sunt periculoase, efectiv. Ar fi tare să împrăștie mai multă pozitivitate și bunătate și să încurajăm și pe ceilalți să facă același lucru. Ideea e că, exact cum a zis Alvarez în povestea lui, dacă joci un meci de fotbal, de exemplu, oricât de bun ai fi, lumea o să ține minte doar greșelile pe care le-ai făcut. Exact. Da. Și lucrul ăsta mi se pare foarte, foarte greșit. Și nu se întâmplă asta doar la noi, fiindcă am văzut foarte multe persoane care ziceau că doar în România există mentalitatea asta sau ceva de genul. No. Nu, este efectiv peste tot. Așa și e în toate omul, domeniile, efectiv. Până la urmă, omul a trăit într-un mediu sălbatic și de acolo am evoluat. Sau, mă rog, o mică parte am evoluat. Și nu știu de ce, dar parcă e în sângele nostru să... confundăm oarecum
tăierea celui de lângă ca să nu reușească în fața noastră, pentru că ăsta e practic instinctul de supraviețuire. Asta e impresia noastră că așa ar trebui să supraviețuim, dar nu, mi se pare că unitatea ar trebui să fie instinctul nostru de supraviețuire, să fim cu toții cât mai uniți, să ne ajutăm unii pe alții, pentru că atunci când sunt mai mulți, puterea crește. Așa. Eu mereu am susținut faptul că este loc pentru toată lumea la linia de sosire și exact, în momentul în care tu îți bați capul să pui piedică cuiva, mai mult te încetinești pe tine. Da, da. Exact, adică dacă cineva are succes, în loc să zici, mamă, de ce are, l-a avut noroc sau a făcut el ceva, să... O furat sau... sau exact, așa. Da. Să încerci să înveți ceva de la ala, adică, bă, a făcut cumva, înseamnă că pot și eu să fac într-un fel sau altul, știi, pot să mă inspir din povestea sau, sau să învăț din ce a făcut el ca să fac și eu, pentru că, da, e destul loc pentru fiecare, știi. Și cred că ce mai e de învățat din lecția asta este că nouă, de multe ori ne e frică să ne dăm seama că suntem diferiți și vrem să fim ca celălalt, tocmai ce ai spus tu, că toți, oricum toți ajungem la linia de sosire la un moment dat, doar că de multe ori ne comparăm cu celălalt care poate fuge mai repede sau a ajuns deja și noi nu încă, și în loc să facem treaba asta, să ne comparăm, să ne bucurăm de diversitatea în care se află noi, adică de faptul că suntem originali, unici și nimeni nu mai e ca noi. Dacă reușim să descoperim asta, ne dăm seama că drumul este mult mai important decât linia de sosire și că de fapt trebuie să te bucuri de acel drum. Nu contează viteza, nu contează cine e lângă tine, care fuge mai repede, da, care îți pune piedici și își pierde vremea cu asta, ci pur și simplu te focusezi pe frumusețea drumului tău. Da, ce mi-a mai plăcut la povestea, la Dia, practic a trecut din punctul ăla în care controlul era în mâna celor care spuneau lucruri despre ea, știi? Adică valorezi opinia lor până în punctul în care controlul e în mâna ta, în sensul că tu decizi ce ești tu și ce faci tu și ceilalți, opinia celorlalți e pe locul 2. Uh-huh. Pentru că nu o să poți niciodată să mulțumești pe toată lumea, nu o să poți să le închizi gura pur și simplu, dar pur și simplu poate să nu spese și atunci... Asta e cea mai bună soluție. Îi controle la tine și e game over pentru ei. Oricum, cea mai mare revanșă, eu vorbă, boss up is the best revenge. Deci n-are sens să le răspunzi pe în momentul în care îți fac bullying, ci pur și simplu tu să evoluezi, iar astfel ei o să fie și mai frustrați. Exact. Dar o să fie pe ei frustrați de data asta. Ca să trecem la următorul subiect, eu aș vrea să aud care este sfatul tău, Diana, către mine. Pentru că mi se pare că prin ce trec eu la o vârstă mai înaintată este prin ce ai trecut tu la o vârstă foarte fragedă și ai reușit să treci peste aceste comentarii de hate și bully cu brio. Și pentru că vârsta nu contează, experiențele pot veni oricând, în orice moment al vieții noastre, mi-ar plăcea să primesc un sfat de la tine. Sincer, nici nu știu ce să-ți spun, pentru că sunt situații extrem de diferite. Să dai bloc, eu zic, e cel mai bun sfat. Asta e clar deja. Notat. Asta e notat. Asta clar o să faci deja, dar nu știu, focusează-te mai mult pe tine și nu trebuie să îți pese chiar atât de tare de ce cred, nu știu, cei care se uită la televizor despre tine sau pe internet sau cei care îți comentează la poze sau de oriunde. Pentru că, până la urmă, tu știi valoarea, tu știi cine ești, știi cât de talentat ești. Știi cât ai muncit pentru asta? Exact. Știi că nu ești acolo degeaba. Și până la urmă tu ai ajuns un nume în România pentru că ai făcut ceva, nu pentru că ai stat acasă și ai judecat pe toată lumea din spatele unui ecran. Adică niciodată să nu uiți asta. Tu ești ceva, adică nu trebuie să te oprești. Eu tocmai am cunoscut-o pe Daria, e prima dată când mă văd cu ea și vreau să spun foarte mult că te admir. Și... E reciproc. Mulțumesc. Și... te respect foarte mult pentru că ai avut-o pe o să recunoști ceea ce ești și că ai avut curajul să faci acea operație și să o parcurgi până la final. Eu, sincer, nu aș avea tupeul ăsta și te felicit și chiar mi-ești dragă, chiar dacă avem cunoscut. Mulțumesc mult, e reciproc. Am trecut amândouă prin bullying și cred că faptul că suntem aici înseamnă foarte mult pentru cei de acasă, foarte mult. Ce mi se pare foarte interesant, tu ai avut o profesoară sau un profesor care a fost și el cumva parte din bullying, iar tu ai avut pe cineva care te-a susținut și
Mi se pare un schimb foarte interesant între voi de informații, așa știi? Și adică, ambele da. Situații formează societatea românească din... Adică e un contrast așa foarte interesant să vezi cum cineva poate fi pedagog, mentor și de fapt te poate salva, iar un alt profesor te poate ruina psihic, știi? Invers, da. Adică e foarte interesant pentru educația, sistemul educațional pe care te uiți așa dintr-o parte. Și e ușor să judești pe cineva după imagine, da. Dacă nu îi știi nici măcar... Da. Povestea sau prin ce a trecut. Exact. Da, eu m-am întâlnit cu ea într-o seară într-un club, la o petrecere și pur și simplu eu nu mi-am dat seama. Eu nu am, deci, efectiv, nu am realizat de schimbarea prin care a trecut. Mm-hmm. Nu am realizat. Și eram așa într-o, spune mai multe, de-abia aștept, spune, te rog, spune tot. Da. Adică, bine, mie oricum îmi place foarte mult să descoper oameni și sunt... Uite, cred că sunt puțin mai mare decât mulți dintre voi de aici și cumva voi ați venit pe un teren deja arat, să zic așa, cumva testat de niște oameni care s-au lăsat poate înaintea voastră de internet și mi se pare, uite, pentru mine sunteți un exemplu. Adică eu, cum să-ți spun, ajungi să rămâi tot cu prietenii tăi, o să vedeți în câțiva ani, o să mergi tot în gașca voastră și te îndepărtezi cumva de noile generații. Și pentru mine e o lecție, pentru că am învățat de fiecare dată când m-am întâlnit cu oameni mai tineri ca mine, că nu-ți permiți niciodată să judeci un om după aparențe, că nu știi niciodată ce e în spate, câtă muncă este și, de fapt, cât efort. Adică tu, Doamne, 3 ore pe zi live, 3 videouri, când Dumnezeu, adică... 3 știi, live-uri, eu mă gândeam la viața mea de liceu și mă gândeam când aș fi putut să fac asta. Pentru mine era de ajuns că mă trezeam la 5 dimineața să vorbesc cu iubitul din Canada, care, știi, că ne eram la distanță, adică era deja prea mult un efort. Mi se pare că toți aveți niște povești de aplaudat. Nu știu, am avut de învățat în 2 zile de la toată lumea, efectiv. Mie, la rândul meu, mi s-a părut fascinant povestea ta, pentru că ai ales să vii în România de la oportunitățile alea pe care le-ai cântărit foarte bine și foarte matur, la o vârstă foarte fragedă. Deci, na. Da, ești așa cumva... Chiar insist că la un moment dat Cristi să scrie o carte de dezvoltare personală spre business, pentru că de multe ori noi... Adică eu mi-am dat seama că noi, fiind artiști și... interesați de partea asta, mereu vrem să, așa, cum putem fi mai creativi, ce mai putem să facem ca să facem content. Și de multe ori uităm de partea asta fizică în care trăim pe pământul acesta, unde trebuie să faci niște lucruri ca să existi, să faci bani, să înaintezi. Și de multe ori simt nevoia să citesc așa ceva sau să ascult de la cineva sfaturi și mi-ar plăcea foarte mult să postez mai mult despre asta, să... Da. Să spui de cum ai ajuns să fii șmecher. Da, să faci un ghid de șmecherie. Wow, este numele ghidul șmecheriei. Cristi de la Craiova. Ghidul șmecheriei. Cristi de la Craiova. Ai copyright deja, adică artiștii ți-au dat copyright. De aici a pornit, o să se știe. Aș citi. Avem clickbait-ul. Exact, da. Da, și mie mi s-a părut o experiență super mișto aici și în sensul că cu toții avem expunerea asta în online, cu toții am ajuns la un anumit nivel de succes, uneori astronomic, și am primit expunerea asta la oameni și știm ce înseamnă treaba asta, dar cu toate astea ne unesc anumite lucruri care sunt dincolo de aparențe, dincolo de lucrurile pe care le percepem pe ecran, știi? Și lucruri care sunt comune la fiecare dintre noi, sunt aceia sentimente, aceleași povești, sigur, într-o manieră mai puțin sau mai mult acută, dar principiile cumva sunt acolo și dacă se regăsesc la noi, cu siguranță se regăsesc și la cei care se uită și e interesant cum, practic, toți de aici am urmărit și urmărim în continuare o schimbare, știi, și evoluăm dintr-o stare în alta și poveștile pe care le-am spus urmăresc o transformare și o transformare spre mai bine, spre o evoluție a noastră, a speciei noastre, dacă vrei să o duci până acolo, și practic în felul ăsta putem să creștem în continuare pe mai departe. Încă un lucru mișto care ne leagă pe noi toți și care cred că este un sfat foarte bun și pentru cei de acasă, este faptul că am avut cu toții curaj la un moment dat în viața noastră. Exact. Curajul de a ne transforma, curajul de a o lua de la zero, curajul de a rămâne singuri, curajul de a trece peste o traumă, curajul de a ne schimba viața pentru că deja deveneam bolnavi. Și cumva realizezi încă o dată că fără curaj și fără să riști, nu ai cum să reușești. Da. Chiar da. Riști să câștigi.
chiar da, e riști, ok. Riști cu riscul să pierzi. Dacă nu riști, nu câștigi. Dar dacă nu riști, nu ai nici măcar 0,1% șansă să câștigi. Și ai garanția, dacă nu riști, ai garanția 100% că o să treci cu regretul că n-ai. Da. Eu nu pot să nu stau să mă gândesc câți oameni acum se uită la noi și își schimbă total, radical impresia despre niște oameni pe care i-au văzut la un moment dat într-o imagine. Uite, ce mi se pare mie amuzant, eu chiar ieri, pe vremea când foloseam Facebook, am acum 5 ani, am pus eu un status în care am zis ți-a revenit un memory? Da, mi-a revenit un memory din ăla, știi, cred că vede și voi din când în când. În care am scris în felul următor: dacă nu am reușit, măcar știu că am încercat. Și cumva m-a marcat treaba asta, fiindcă am reușit, gen, am ajuns măcar până aici și în continuare mă duc cu gândirea asta. Deci cred că e foarte, foarte important să îți asumi riscuri în viață, fiindcă altfel nu, inevitabil, poate, de fapt nu, există șansa să reușești, dar există șansa să eșuezi și să nu treci cu regret. E foarte trist să trăiești mereu cu ce-ar fi fost dacă, știi? Da. Asta e. Adică dacă m-aș fi ținut de treabă. Eu mai am și o altă vorbă. Mereu încerc să mă gândesc că dacă mâine nu aș mai fi, dacă aș ști, dacă aș fi conștient că mâine mor. Ce-am lăsat? Da, ce-am făcut? Nu, dacă astăzi, efectiv, ca să pot trăiesc în prezent, astăzi ce vreau să fac? Astăzi ce m-ar face cel mai fericit? Pentru că, ghici ce, se poate ca mâine să nu mă mai trezesc. Adică e posibil pentru oricine, se poate ca următoarea oră să nu mai fim. Și cred că punându-mi în fiecare zi întrebarea asta, reușesc să scot potențialul maxim din fiecare zi și să, în loc să mă vait, să mă plâng, vai, mi-e foame și n-am mai mâncat de 5 ore sau mici detalii care ne mai strică starea, să mă gândesc doar de norocos că încă sunt în viață, că încă am șansă să vorbesc cu oameni faini ca voi, că pot să mut paharul acesta și să fac ziua bună a cuiva. Știi ce? Cred că mai e o lecție foarte bună învățată. Uite, apropo că tu o să te duci în an sabatic și o să ajungi în Bali, inevitabil. Mi-a fost, iarna asta am învățat o lecție extraordinară de acolo. Lucru pe care ei au o filozofie de viață foarte sănătoasă, prin care, cum să zic, deși e un lucru în care eu credeam, e un lucru care nu îl uiți, știi, pe drum. În goana asta, după like-uri, după followeri, să crești cât mai mult, rich, muncă, muncă, muncă. Și omul mi-a spus așa, noi nu ne comparăm niciodată cu omul de lângă noi. Eu mă compar în fiecare zi, azi, cu mine însă de ieri. De ieri. Da. Ca să știu cine vreau să fiu mâine. Și atunci, adică mi se pare atât de sănătos când o societate întreagă gândește așa, adică mă uit acum la voi, aveți sute de mii în fața mea, deși eu am început mult înaintea voastră, știi, dacă stăm să ne uităm pe cifre. Și mi se pare absolut incredibil cum putem să relaționăm, cum nu există niciun fel de hate între noi, adică noi chiar avem o comunitate și o industrie în care ne respectăm unii pe alții. Lucru care poate nu se întâmplă în alte companii sau, știi, în alte industrie, nu știu, în alte zone de business, bresle, cum vreți voi. Și aici cred că ar trebui să ne aplaude cei de acasă pentru asta. Și noi pe noi. Da. Bravo. Să știi că viața bate, să știi că viața bate, să știi că viața bate, vlogul, vlogul. Să știi că viața bate, să știi că viața bate, să știi că viața bate, vlogul, vlogul. A fost o vreme când am suferit, credeam că viața e castel de nisip. Și că o să cadă peste mine, nu era nimeni să-l poată ține. A trecut timpul și am înțeles că n-am motive să fiu neînțeles. În adevărul despre mine, așa sunt eu și așa mi-e bine. M-ale cu răceală dacă stau în fric, crede-mă ca tine, nimic diferit. Dacă am fost în stare eu să mă ridic, atunci poți și tu, hai stai să-ți explic. Pare că-s frate cu norocul, că nu atinge nici focul. Dar aparențele nu-s totul, să știi că viața bate blocul. Atunci când dau reg la cale, deschid un apă cu drame. Azi vreau să dau pe față totul, să știi că viața bate blocul. Să știi că viața bate, să știi că viața.
poate îți e greu. Dacă treci prin ce-am trecut și eu. Dacă în întuneric pierzi iubirea, eu sunt aici să aprind lumina. Eu sunt aici să-ți dau încredere, să-ți fac conexiunea cu stelele. Să treci peste toate belelele, crede-mă, mi-am făcut temele. Male cu răceală dacă stau în fric, crede-mă ca tine nimic diferit. Dacă am fost în stare eu să mă ridic, atunci poți și tu, hai stai să-ți explic. Pare că-s frate cu norocul, că nu atinge nici focul. Dar aparențele nu-s totul, să știi că viața bate blocul. Atunci când dau regla cale, deschid un apă cu drame. Azi vreau să dau pe față totul, să știi că viața bate blocul. Să știi că viața bate, să știi că viața bate. Să știi că viața bate blocul, blocul. Să știi că viața bate, să știi că viața bate. Să știi că viața bate blocul, blocul. Pare că-s frate cu norocul, că nu mă atinge nici focul.